interesant. No! De ce ai aruncat pe jos? Păi e frumos ce ai făcut? Da. Cum să fie frumos? Te rog frumos să le strângi. Nu, mami. Nu e, nu frumos. Uite, le pui aici la loc, le strângi și după aia le aruncăm, că nu le mai mănâncă nimeni de pe jos. Și te rog data viitoare să nu mai arunci. Astăzi este o zi din aia. Sta în care mi se ridică părul, tensiunea crește, crește, crește. Și trebuie să mă calmez ca să nu-mi degenereze lucrurile. Edi este la școală, Cipri este în garaj, vrea să fac ordine acolo ca să putem să eliberăm camera care va fi biroul nostru de la etajul 2, pentru că și acolo este plin și nu avem unde să le ducem. Este vineri, apropo, el astăzi nu lucrează pentru că cum este în Kurzarbeit, a lucrat zilele trecute în plus ca să fie liber astăzi și el și colegii lui. Și da, cât timp el se ocupă acolo de garaj. Frumosul meu. Așa, eu vreau să fac curățenie în casă. Sper să reușesc să fac, pentru că casa mea arată dezastros. Și dacă vă gândiți cum poate o casă să ajungă în halul acesta de mizerabilă, vă zic eu cum. Ei bine, când ai copii mici și nu te lasă să faci absolut nimic, dar absolut nimic, zi de zi, trebuie să stai numai după ei, mai au și zile când plâng, când vor numai în brațe, când se mai întâmplă pe lângă o mie de alte lucruri, casa săracă ajunge un morman de gunoi. Și da, știu că multe mămici pățesc așa, doar că multe nu arată de jenă, de rușine, pentru că vor fi criticate, judecate de alte persoane, dar la mine nu este cazul, pentru că nu mă interesează ce zic celelalte persoane, pentru că nu celelalte persoane îmi plătesc facturile, nu ele îmi cumpără de mâncare, nu ele îmi cresc copiii, nu ele fac absolut nimic pentru mine sau familia mea, așa că o să vă arăt cum arată casa mea, da, și să sperăm că ne lasă piticotul să facem curățenie. Ne lasă să facem curățenie astăzi? Sigur! Ne ajuți? Sigur, sigur! Ok, hai să începem. Și da, acestea sunt unele dintre motivele pentru care casa mea ajunge să arate așa, plus că pe lângă asta și renovăm și este un dute vino cu tot felul de materiale de construcții, mobilă, cartoane, mergem la joburi amândoi, Cipri are două joburi, eu unul, dar în timpul în care nu sunt la joburi, sunt acasă cu copiii, mă ocup și de temele pentru școală și de gătit și de multe alte lucruri care nu neapărat țin de casă, dar țin de familie. Și da, când Cipri vine de la serviciul lui, eu plec la al meu și rămâne el cu copiii, dar când ne întoarcem, de fapt când mă întorc eu seara de la serviciu, este deja 9 seara, 9 și seara, mâncăm, pentru că de multe ori Edi mă așteaptă tocmai ca să mănânce cu mine, asta mai mult ca să nu doarmă, nu că i-ar fi foame, pentru că cu jumătate de oră înainte Cipri îi hrănește pe copii, tocmai ca să fie cât de cât gata când vin eu, doar să le citim povestea de noapte bună, să-i spălăm pe dinți și să doarmă, dar bineînțeles că el nu vrea să doarmă și atunci găsește acest motiv ca să mai amâne puțin ora de culcare și da, mâncăm, după aceea se spală pe dinți, le citim povestea de noapte bună și îi punem în pat în speranța că poate adorm repede. Câteodată se întâmplă să adormă repede, câteodată nu, ne chinuim ore întregi să adormă. Și ce să mai faci la 11-12 noaptea? Că nu mai ai ce să faci pentru că pici frânt de oboseală și tu pentru că a doua zi o iei de la început. Cipri la ora 4 se trezește ca să meargă la jobul part-time, la mini-job, după aceea pleacă la celălalt job al lui, cel full-time. Și da, după cum am spus, vine acasă, plec eu la job și tot așa, zi după zi, zi după zi și practic zilele noastre din cursul săptămânii trec mult prea repede. Ne rămâne timp în weekend să facem mai multă treabă, dar și atunci ne concentrăm mai mult pe renovat. Și am vorbit prea mult, așa că haideți să începem curățenia!
trebuie, te duci tu să le faci la 12 fără un sfert. Ok, bine. De asta, ok. Deci deja aș cu 45 să fie acolo, da? Că iese. Ok. Am vorbit la telefon cu Cipri pentru că cam în 45 de minute, cam așa, trebuie să meargă să le ia pe Adi de la școală, de fapt unul din noi, și l-am sunat să văd care merge, pentru că v-am zis că el e la garaj și eu sunt cu Eric și na, acum avem treaba amândoi să vedem cine rămâne cu Eric sau dacă îl luăm cu noi, și până la urmă că se duce el și îmi zice nu ieși până afară să vezi ce ești, la săracu avea o voce. Deci ziceai că acum se dărâmă lumea. Cred că e copleșit de câte lucruri sunt și am zis ok, hai că vin. Haideți să vedem ce ieși acolo. Mi-e groază. Deci urmează să vină Edi acasă și eu doar atât am reușit să fac ce ați văzut. Nu o să reușesc să fac tot. Și cam aceasta e povestea vieții mele de când am copii. Dar este o perioadă, o să intre și Eric la grădiniță la anul. Și nu va mai fi așa, voi fi singură toată dimineața și o să pot să curăț și iar să curăț. Asta dacă nu mă înscriu la școală, pentru că vreau să mă înscriu la o școală. Dar să vedem, încă nu vă zic nimic, pentru că nu e nimic încă sigur. Totul depinde de grădința lui Eric și cum se acomodează. Ok, afară totul este înghețat și alb. Uitați ce albă e trambulina, de ce congelată? Ar fi trebuit până acum să o dăm jos, da. Ne-am luat după vecină, am văzut că nimeni nu o dă jos din vecinii noștri și am zis că na, hai să mai lăsăm și noi, dar cred că ar fi trebuit să o strângem. În fine, uitați, totul e înghețat, înghețat, înghețat. Sunt minus 5 grade azi afară sau atâta erau în urmă cu ceva timp, acum nu știu cât mai este. Hai. Ia să vedem. Aolea, mi-e groază, mi-e groază, mi-e groază. Mami! Da, mami! Uai, câte lucruri! Haide, urcă tu primul. Naia. Wow, uite-te aici. Ia uite-te tu te aici la noi. Tati, ce faci? Săracu. Vai de mine câte lucruri. Câte are de aranjat și de făcut și de mai aruncat. Mai aruncăm din ele, că mai sunt cartoane de aruncat chestii. Astea-s gunoaie, bănuiesc. Da, și primul vă aude că ascultă muzică, cred, ascultă muzică, așa-i? Tati! Da, da, stai, da, le-a spus pentru altcineva. Deja vreau să dau atacul. Au, ce m-am lovit. Exact, un picior mi-a fumit. Și da, s-a făcut mult spațiu. Stai. Multe. Se trebuie aruncate. Și pe acolo mai sunt de aruncat multe. Yep. Astea sunt de la noptierele alea sau ce? Ce am avut noi de la dulap. Așa la trebuie aruncat sau? Sau nu, încă nu, lasă că vedem. Poate nu mai trebuie vreun raft sau ceva. Să mai luăm de acolo. O să vezi? Da. Ia să văd. Ce fai! Ascultăm muzică de Crăciun. Ce frumos! Crăciunul! Gata, mă duc la treabă. Pa, deci te duci tu după Edi, da? Da. Ok, hai să mergem la treabă. Și să continuăm cu treaba. Să mai apuc să fac ceva până vine Edi și după aceea. Sper până plec eu la muncă, pentru că da, astăzi merg și la muncă. Dar de mâine weekend, două zile, yay!
pregătit prânzul pentru toți. Astăzi o să mâncăm pastele pe care le-am gătit ieri. Și numai bine s-au și terminat. După aceea va trebui să gătesc ceva, dar nu știu dacă am timp astăzi. Dacă nu, mâine cu siguranță trebuie să gătesc ceva. Și desertul de astăzi este înghețat cu nuci. Ce bine arată! Asta a fost vlogul de astăzi. Cam asta am reușit eu să fac în decursul acestei zile până la ora aceasta. Băieții mari s-au dus la groapa de gunoi să arunce din garaj anumite lucruri care trebuiau aruncate. Eu sunt cu Eric, urmează să-l culc pentru că am încercat odată și nu a adormit. Așa că acum vreau să-l culc, iar după ce se întorc băieții de la groapa de gunoi, urmează să plec la serviciu. Și mă mai întorc de seară, așa că nu voi mai filma nimic. Pe ziua de astăzi vă mulțumesc mult de tot pentru vizionare și ne revedem mâine într-un nou vlog. Pa, pa, pa!